În sala mare a Consiliului Județean Vaslui a fost organizată festivitatea de celebrare a Zilei Naționale a Ambulanței. În acest an se împlinesc 111 ani de când se vorbește în România de serviciu de ambulanță. Evenimentul a debutat cu prezentarea unor repere istorice a activității de salvare în România, după care directorul medical al Serviciului de Ambulanță Județean, Ana Maria Ungureanu, a ținut să ofere câteva cifre cu privire la bilanțul activității ambulanțierilor vasluieni din 2016. În anul 1972, Ivan Bațaichin câștiga la canoe pe 1000 de metri aurul olimpic cu bagaia ruptă. De ceva vreme, echipajele noastre sunt într-o situație similară, intervenind cu auto speciale uzate fizic și moral. Noi nu luptăm pentru aurul olimpic, ci pentru ceva mult mai prețios. Secunda care face diferența dintre viață și moarte. În cadrul aceleiași ceremonii, medicul Dan Ungureanu a prezentat povestea unui caz fericit, eroi fiind medicul Ioana Lupeică, asistentul medical Silvia Bazon și ambulanțierul Mihai Pruteanu, care în 2011 au salvat de la moarte un pacient care a intrat în stop cardiorespirator în timpul unui meci de fotbal. La sărbătoarea ambulanței a fost prezent și prefectul Eduard Andrei Popica, care a ținut să evidențieze rolul și meritele serviciului de ambulanță în salvarea de vieți omenești. Iată-ne la 111 ani de existența ambulanței române. Este un prilej de bucurie, zic eu, pentru că, așa cum ne-ați și prezentat în materialele anterioare, succesul dumneavoastră este incontestabil. 111 ani în care fiecare secundă, zic eu, că a contat mult pentru domniile voastre și vă felicit în același timp pentru interesul și dăruirea pe care o dați în activitatea dumneavoastră. Ziua Națională a Ambulanței este marcată începând cu anul 2015 la data de 28 iulie pentru recunoașterea contribuției serviciilor de ambulanță în asigurarea și menținerea stării de sănătate a cetățenilor. A fost aleasă această dată deoarece la 28 iulie 1906 a apărut prima salvare din București la inițiativa profesorului Nicolae Minovici.